Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Campus.pi. În studioul Campus TV se află Adina Răducan, buzoianca noastră și de curând, chiar dacă la finele lunii decembrie anului trecut, a câștigat marea finală a concursului X-Factor. Bună seara, Adina, și bine ai revenit în studioul nostru. Bună seara și bine v-am regăsit. Adina, prima întrebare pe care ți-ar adresa-o și telespectatorii noștri și noi ar fi: dacă s-a schimbat în vreun fel viața ta după câștigarea concursului? Desigur că s-a schimbat viața mea după câștigarea X-Factorului. La modul în care merg pe stradă și lumea mă oprește, te-am văzut la televizor, uită pe fata aia în magazine și pe peste tot unde merg, lumea mă oprește și mă felicită și asta nu poate decât să mă bucure. Per total a fost o experiență din care am învățat foarte multe și emoțiile pe care le-am trăit la X-Factor nu s-au mai repetat niciodată în viața mea. O să zic acum că mă bucur foarte mult că l-am avut pe Horia mentor. De la el am învățat foarte multe lucruri și pot să zic că am o experiență de scenă mult mai vastă acum. Iar una peste alta, într-adevăr, X-Factor a fost ceva frumos și ceva de care o să-mi aduc aminte cu siguranță toată viața. O să-ți fac câteva surprize în această emisiune. O să arătăm și telespectatorilor cam de când a intrat Horia Brenciu în viața ta, când v-ați cunoscut voi. Și am pregătit chiar un material, dar o să-l dăm puțin mai târziu, cu momentul în care prietenii lui Horia Brenciu te-au oferit pe tine cadou lui Horia la aniversarea acestuia, din câte mi-amintesc eu, și a fost o surpriză foarte, foarte frumoasă. Colegii tăi ce spun? Cum te percep? Colegii mei au fost alături de mine de la începutul concursului până la final. I-am avut și acolo în sală, la marea finală. Și e minunat să ai așa o susținere foarte frumoasă din partea tuturor, nu numai din partea familiei și a prietenilor. Și le mulțumesc foarte mult pentru tot ceea ce a făcut pentru mine. Pot să spun cu certitudine un lucru. Te-am regăsit așa cum te-am cunoscut în 2009, așa cum te-am văzut și ultima dată după ce ai venit de la concurs. Nu te-ai schimbat cu nimic, în sensul că nu văd nici pic de aroganță la tine. Cred că așa te văd și colegii tăi. Exact așa, pentru că eu mi-am pus un țel așa, nu vreau să mă schimb indiferent de ce aș câștiga, indiferent de unde aș merge, e foarte important să știi de unde ai plecat și să rămâi modest, pentru că așa e bine, așa am învățat, așa m-au învățat părinții și așa am să rămân în continuare, cu siguranță. Părinții tăi ce spun? Și pentru ei a fost o experiență grea în primul rând și după aceea frumoasă. Ce spun acum? Au răsuflat ușurați, s-au așezat așa cât de cât? Într-adevăr, s-au așezat lucrurile după X-Factor și părinții mei nu au mai trecut niciodată, la fel ca și mine, n-au trecut niciodată prin o asemenea experiență și prin asemenea emoții. Am trăit împreună tot ce s-a întâmplat acolo la X-Factor și, într-adevăr, acum că totul s-a calmat, reușim împreună să vedem așa parcursul lucrurilor și să înțelegem că acest concurs a fost un pas foarte mare pentru mine și pentru cariera mea. În continuare mă ajută, în continuare sunt alături de mine și își doresc să am o carieră cât mai frumoasă. Sunt convinsă că există și telespectatori care ar vrea să afle lucruri despre partea financiară a concursului. În acest moment vă spun, sper să nu dezamăgesc prea mult, pentru că o să vă spun că nu vom discuta despre partea financiară a concursului, pentru că din punctul meu de vedere, cel mai important lucru pe care tu l-ai câștigat este experiența. Așa este. Și de obicei e bine de punctat că nu banii, și nici când am intrat în concurs nu banii au fost scopul. O să spun așa, hai mă că minte, dar nu mint absolut deloc, pentru că ca și artist este foarte important să ai experiență într-un asemenea concurs. Așa am crezut de la început, de când m-am înscris, și să ai experiență de scenă. E incredibil de greu să știi că te afli pe o scenă și te văd milioane de oameni de acasă. Iar eu asta am căutat, să încerc să-mi stăpânesc emoțiile și să cresc pentru a deveni un artist cât mai bun. Și de asta am și participat, de asta m-am și concentrat foarte mult acolo, iar premiul a venit ca un, nu știu... Ca o răsplată. Exact, practic. Ca o răsplată pentru toată munca mea de-a lungul timpului. Da, pentru că stăteam și mă gândeam la un moment dat, suma ar putea părea colosală, dar când te gândești la investițiile care se fac într-un copil, ulterior într-un adolescent, într-o astfel de carieră, cred că numai părinții tăi știu. Da, așa este. Ei știu pentru că au fost alături de mine de la 4 ani și nu numai investiția lor și a mea și a întregii familii până la urmă,
Sunt ore și ore de muncă și de mers cu mașina, cu autobuzul, cu trenul, la concursuri, la pregătire. Și e foarte greu, mai ales pentru un copil, pentru că eu eram un copil pe vremea aia și nu înțelegeam ce se întâmplă. Eu mă duceam acolo și făceam orele de canto și abia acum realizez că a fost o muncă extraordinară în spatele meu și lucrul ăsta nu poate decât să mă bucure și să mă facă să fiu foarte recunoscătoare pentru ceea ce am primit din partea părinților mei, în primul rând. Partea cu concursul ți-a afectat școala în perioada în care ai participat la concurs, efectiv, pentru că tu ai stat în București. Da. Câtă vreme ai stat în București? În timp de 2 luni am stat la București pe perioada concursului și am pierdut, într-adevăr, orele de curs, dar m-am întors cu forțe noi, ca să zic așa, după și mie cum place să excelez așa la toate, că lumea care mă cunoaște știe că îmi place foarte mult să fiu serioasă în orice proiect intru. Și am încercat să fac față și să recuperez cât de repede am putut și iată că am reușit și tot a fost bine. Cum te privesc profesorii? Pentru că, în general, când ai de-a face cu o vedetă în devenire, să spunem, tu ești deja o vedetă, se așteaptă ca elevul respectiv să fie oarecum superficial la școală sau să se comporte ca o vedetă. Pe tine cum te văd profesorii? Probabil de foarte multe ori oamenii se gândesc că după un asemenea concurs sau după nu știu ce realizare omul se schimbă, dar bine, asta depinde de la o persoană la alta, dar după cum am spus, eu, adică bine, realizez că am câștigat acest concurs și că e un pas mare pentru mine, dar nu mă face să mă schimb în niciun fel, pentru că uite, tot la Buzău stau, tot cu autobuzul mă mai duc și eu câteodată la școală, nu mi-e rușine să recunosc absolut deloc și... nu știu, eu îmi doresc în continuare ca profesorii să aibă o părere foarte bună despre mine și să fiu în continuare un elev eminent, să zic. Pentru că așa mi-am propus de mică și așa îmi place mie să fiu și sunt sigură că așa voi fi și în continuare și voi munci probabil mult mai mult, pentru că despre asta e vorba. După un asemenea concurs, munca care vine e și mai importantă, astfel încât să rămâi la un nivel și să nu scazi. Este un aspect pe care vreau să-l dezvoltăm un pic. După câștigarea unui astfel de concurs, lumea se așteaptă să te vadă peste tot. Ți-ai pus oarecum la punct anumite planuri în sensul ăsta? Încă mai lucrezi la ele? Ce se întâmplă? Ce se va întâmpla în vara asta în viața ta, să spunem așa? Probabil că lumea de acasă așteaptă lucrul ăsta și așteaptă să vadă un câștigător care vine cu ceva pe sticlă, care face ceva. Dar tu faci destule, asta nu înseamnă că nu faci, mă gândeam la proiecte, eu știu, concerte și așa mai departe. Au fost și încă sunt concerte programate pentru vara aceasta. Pe 24 acum urmează concertul de la Zilele Buzăului, unde voi cânta și aștept lumea să vină acolo și să ne simțim foarte bine. Te-am văzut alături de Horia, da. Ai rămas în continuare alături de el. Sunt încă sub protecția lui Horia și mergem la spectacole împreună. Am cântat la Palatul Parlamentului, la Hard Rock Cafe în București și încă pregătim spectacole destul de frumoase. Și legat de mine, într-adevăr, sunt și spectacole, am și câteva, să zic, nu știu, concerte private. Dar de fiecare dată când apare așa câte un eveniment, am grijă să scriu acolo pe Facebook și să invit lumea să mă urmărească și să fie alături de mine. Și atât cât ne va sta în putință și se vor întâmpla la Buzău, și noi vom promova acțiunile tale, pentru că e păcat să nu o facem, pentru că ești a noastră, ești buzăianca noastră. Spuneai la un moment dat și promiteam telespectatorilor noștri că ai crescut. Iar eu promiteam că o să vorbim despre momentul în care Horia Brenciu a intrat în viața ta. Dar înainte de a intra Horia Brenciu în viața ta, tu cânți de la 4 ani, spuneai. De la 4 ani, da. Cum a fost la început? Știu că îmi povesteai că ai început să cânți acasă, da. Iar mama te-a auzit. Într-adevăr, am început să cânt acasă, în fața oglinzii, cu tot felul de spray-uri în mână și în fața televizorului. Mi-aduc aminte exact ce se întâmpla atunci. Și mi-aduc aminte și prima dată când am cântat pe scenă, aici în Buzău, la Școala Populară de Arte, când aveam emoții atât de mari încât eu transpiram cu totul, adică nu numai palmele și tălpile, trecea transpirația, mi-a spus mama. La un moment dat aveam o gecuță și a trecut transpirația aceea până era fleașcă gecuța respectivă. Pentru că am pus suflet de fiecare dată când am cântat și cred că e ceva... Bine, așa e menit să fie, așa cred eu că trebuie să fie și sunt făcută să fac lucrul ăsta, să fiu pe scenă și să cânt.
îmi doresc din suflet ca atunci când sunt pe scenă să văd lumea cum zâmbește și cum se bucură în fața mea și cum sunt fericiți și bucuroși de ceea ce aud. Cu toate acestea, uite, a trecut timpul și pot să zic că am aceleași emoții de fiecare dată când urc pe scenă. Și cred că o să le ai până la ultimul concert. Exact. Căutam astăzi pe internet materiale cu tine și am descoperit un videoclip absolut delicios, aș spune. Se întâmpla în 2009. Tu și Dora Gaitanovici și cântați o melodie, Tom și Jerry, o melodie compusă care, de Dora chiar. Care vi se potrivea mânușă. Hai să urmărim împreună, după care revenim și discutăm. Am revenit în studio. E adevărat, delicioasă este melodia. Cum era? Cum vă descurcați când erați atât de mici? Mi-aduc aminte un singur lucru. De fapt, mi-aduc aminte multe lucruri de atunci, de la experiența aceea cu Eurovisionul. Eram într-o dubă. A trebuit să aducem toată recuzita acolo în studio și eu și Dora stăteam în față. Mama cu dansatorii și cu părinții dansatorilor stăteau în spate în dubă și nu se vedea nimic, că nu erau geamuri și mergeam, mai respirat, sunteți bine acolo în spate? Asta mi-aduc aminte și a fost foarte, foarte amuzant atunci. Iar de fiecare dată când participi la un concurs, rămân așa cu amintiri foarte plăcute și faptul că a fost Dora atunci lângă mine, cu care mă înțelegeam foarte bine și încă consider că este una dintre marile valori ale Buzăului, a fost foarte drăguț, asta pot să spun sigur, și m-am distrat copios, pentru că eu nu cânt de obicei piese din astea așa foarte vesele și ritmate, dar atunci eram copii și a fost o experiență foarte drăguță. Ai păstrat legătura cu Dora, din păcate cariera fiecăreia dintre voi v-a făcut să vă despărțiți drumurile, ați mai vorbit? Am mai ținut legătura, știu că mama vorbește de obicei cu mama Dorei,
Ele sunt acolo, managerele noastre, și vorbesc tot timpul. Dar am văzut-o pe Dora, mai văd așa pe internet cât un filmuleț și o ascult, pentru că noi și facem pregătire în același loc. Și acolo se mai întâmplă să ne mai întâlnim. Dar, după cum am spus, Dora este foarte talentată și în continuare am o impresie foarte bună despre ea. Da, a fost și în studioul Campus TV. Este într-adevăr un copil care a crescut frumos, la fel ca și tine. Mai am un material cu tine. Se întâmpla, cred că prin aprilie 2009, la Dănuț Sărele, când tu ai cântat extraordinar și o să oferim posibilitatea și telespectatorilor să urmărească filmulețul, melodia New York, New York, o melodie foarte grea. Cum te-ai împăcat cu engleza? Că ulterior ai tot cântat în engleză. Cum te-ai împăcat cu limba engleză? Cânt de mică în limba engleză și îmi place foarte mult. Probabil mulți copii la vârsta de 9-10 ani cântă în română, nu prea se descurcă. Pe vremea aceea, bine, mama nici nu prea, adică știa engleză, dar nu îmi putea spune exact și îmi scria motamu așa cum se aude pe foaie și așa am învățat New York, New York și cabaret și piesele acelea. Iar ulterior, ascultând... Iar accentul îl luai din melodie? Da, accentul... Ascultam artiștii care cântau piesa și așa învățam și eu, după ureche, cum s-ar spune. Și a fost greu la început, pentru că nu înțelegeam, nici măcar nu înțelegeam ce cânt. Dar pe măsură ce a trecut timpul, bine, mie îmi place foarte mult limba engleză și am început să o studiez cu foarte mare drag. Și abia acum înțeleg și eu despre ce cântam melodii. Dar New York, New York a fost una dintre piesele mele favorite și va rămâne piesa mea favorită. Da, ți-am spus, din punctul meu de vedere, este de nespecialist, e adevărat, este o melodie extraordinar de grea, cu multe urcușuri și coborâșuri. Felicitări că ai reușit să te descurci. Mulțumesc, iar faptul că acum studiezi intens limba engleză, o știm și noi, din moment ce ai petrecut, cât ai stat în America anul trecut? Aproximativ 2 luni. La studii bine, acolo. Bine, e adevărat că e diferență între engleza britanică și engleza americană, însă care îți place mai mult? Engleza americană îmi place mult mai mult. O să vorbim îndată și despre engleza americană. Hai să urmărim și să dăm posibilitatea și telespectatorilor noștri să urmărească melodia New York, New York, interpretată de Adina Răducan în anul 2009, după care luăm o scurtă pauză publicitară și revenim în studio. Și acum cea de-a doua concurentă la concursul Cea mai bună voce din Pennsylvania, ăsta România, are 11 ani, este din comuna Săpoca, județul Buzău, și este pasionată de music hall-uri și jazz. Doamnelor și domnilor, Adina Teodora Răducan! Bună, Adina! Ce faci? Bine ai venit! Și că trebuie să-ți dau microfonul roșu atunci când o să cânți, să facem schimb de microfoane. Uite așa, da, stai cu fața să te vadă toată lumea. Spune-mi, Adina, ce îmi cânți în această după-amiază? În această după-amiază voi cânta New York, New York. Piesa New York, cu care, New York? Da, piesa cu care am câștigat ieri la un concurs. Un concurs? Da, trofeul. Trofeul? Da. Doamne Dumnezeule, vă rog frumos, aplaudați-o pe Alina. Uite, îți dau microfonul ăsta, dă-mi-l pe ăla și haideți să o ascultăm. Spreading the news, I'm leaving today. I wanna be a part of it, New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray and make a brand new star of it. Yeah.
S-a născut o stea!